Școala a început, însă multe din unitățile de învățământ funcționează fără autorizație sanitară. În județul Galați există 432 de unități de învățământ, 169 cu personalitate juridică și 263 arondate acestora. 100 dintre acestea nu au autorizație sanitară de funcționare cu precizarea conducerii inspectoratului școlar județean Galați, că cifra include și anexele, cantinele, căminele și clădirile unde nu se țin cursuri. Potrivit datelor de la inspectoratul școlar județean Galați, 20 5 urmează procedurile de autorizare, iar pentru 75 de școli și alte anexe autorizarea nu va fi posibilă, deoarece condițiile sunt necorespunzătoare. În mediul rural sunt cele mai multe școli neautorizate. Din 299 de unități de învățământ, 82 funcționează fără documentație sanitară. Situația e mult mai bună în oraș, unde doar 18 unități nu au primit autorizație. În mediul rural, motivele ar fi lipsa apei potabile și a dotărilor sanitare minime, iar în oraș, faptul că unele unități funcționează de la parterul blocului iar spațiile sunt mici